Printre cei care au inițiat demersuri pe lângă Ministerul Transporturilor în vederea găsirii unei soluții pentru redeschiderea circulației trenurilor de călători pe ruta Târgoviște-Pietroșița, se află și senatorul Leonardo Badea. Acesta a depus o interpelare care a și primit un răspuns. Variantele identificate includ și posibilitatea găsirii unui operator privat care să asigure un astfel de serviciu. Am făcut acea interpelare, am primit un răspuns în care se spune că există posibilitatea subvenționării de către autoritățile publice locale. Pierderea este în jur de 2 miliarde vechi, 220 de mii pe lună și în această perioadă știu că se licitează sau s-a scos la licitație acest segment pentru un operator privat. Să vedem cum se încheie, cred că trebuie deja să încheie această operațiune. N-am reușit să aflu până în momentul de față exact ce s-a întâmplat în cadrul acestei activități, fiindcă la nivel național strategia este următoarea. Se încearcă licitarea acestor puncte pentru un operator privat, s-a mai întâmplat în țară acest lucru. Odată fiind prezent operatorul privat, înseamnă cursele se reiau în condițiile licitate. Dacă nici acest lucru nu este posibil, pentru a se asigura pachetul minimal prevăzut de lege, se intră într-o discuție cu autoritățile locale interesate pentru a se acorda o subvenție. De altfel, acesta nu ar fi singurul segment de cale ferată din țară pe care și-ar desfășura activitatea un operator privat. La nivel de țară erau peste 17 situații la momentul respectiv, fiindcă se luase decizia că acele trasee ce nu sunt rentabile să fie oprite și o să mă documentez exact să vă spun, pe mine mă interesează cazul Târgoviște-Pietroșița.